Bună seara! Principalele acte normative aprobate în ședința de guvern din această seară. O să le prezinte inițiatorii acestor proiecte de hotărâri de guvern și ordonanțe de urgență. În primul rând, domnul secretar de stat, Raed Arafat, vă va prezenta hotărârea de guvern pentru modificarea hotărârii privind starea de alertă cu noile măsuri pentru perioada următoare. Și după aceea, doamna ministru al Muncii, Violeta Alexandru, vă va prezenta calendarul de dublare a alocațiilor adoptat de guvernul condus de domnul prim-ministru Ludovic Orban. Îl invit pentru început pe domnul secretar de stat, Raed Arafat, să vă prezinte hotărârea de guvern pentru modificarea unor condiții din starea de alertă. Vă rog, domnule Arafat. Bună seara! Deci în seara asta a fost adoptată modificarea anexelor 2 și 3 ale hotărârii guvernului numărul 553 din 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020. Măsurile care au fost propuse și adoptate sunt următoarele. Prima măsură privind purtarea măștii în spațiile publice. Astfel, articolul spune măsura în următorul fel. Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gură, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare, cum ar fi stații de autobuz, peroane și altele asemenea, falezele, zonele în care se desfășoară sărbători publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, în anumite intervale orare, stabilite prin hotărâre a Comitetului Județean sau al Municipiului București pentru situații de urgență. Spațiile și intervalele orare se stabilesc la propunerea Direcției de Sănătate Publică, luând în considerare probabilitatea prezenței concomitente a unui număr de mare de persoane în spațiile și în intervalele orare respective, unde se constată dificultăți în asigurarea distanței fizice de protecție sanitară stabilite în condițiile legii. Totodată, administratorii sau proprietarii spațiilor publice deschise stabilite potrivit aliniatului 1 afișează la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile respective. Adică acest lucru trebuie să fie vizibil. Dacă ia decizia Comitetul Județean pentru situații de urgență la propunerea Direcției de Sănătate Publică să impună măsură portului măștii în spații deschise, în anumite intervale orare, în spațiile respective, la intrare în ele sau în zona respectivă, trebuie să fie afișat acest lucru ca să fie cunoscut de populație. A doua propunere acceptată este următoarea. Operatorii economici care desfășoară activitatea în spațiile prevăzute la punctul 3, cum sunt terasele, cluburile, barurile și alte asemenea, au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la propunerea grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a Comitetului Județean sau al Municipiului București pentru Situații de Urgență. Măsurile prevăzute la punctul 4 se stabilesc pentru unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară intensă a virusului și sau un număr în creștere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2. Operatorii economici care desfășoară activitatea în spațiile prevăzute la punctul 3 au obligația să ia măsuri pentru limitarea numărului de clienți la numărul locurilor pe scaune și a oricăror activități care presupun interacțiunea fizică între clienți.
Aceeași reguli se aplică și la locurile unde se desfășoară jocurile de noroc. Care e diferența între cele două prevederi? Cea cu mască, decizia se ia la nivel județean, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, la propunerea Direcției de Sănătate Publică. În privința intervalelor orare, ce înseamnă că se poate limita până la o anumită oră activitatea în amplasamentele, cum am dat exemplele înainte, se ia la propunerea fie a grupului tehnico-științific din cadrul Comitetului Național, fie a Comitetului Județean dintr-un anumit județ sau al municipiului București și se aprobă ca decizie de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență și devine obligatorie. Astea sunt cele două măsuri care sunt luate prin hotărâre. Urmează, bineînțeles, să aibă loc o ședință al Comitetului Național pentru Situații de Urgență, unde vor fi propuse zonele sau unitățile teritorial-administrative, unde se va aplica restricție de orar de lucru sau de activitate a unor amplasamente. Și acest lucru urmează să aibă loc cel mai probabil mâine. Deci cam astea sunt cele două decizii. Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Maria Toader, Antena 3, dacă ne puteți clarifica cum a rămas în hotărârea de guvern acea prevedere referitoare la distanțarea socială pe plajă. Știm că au fost tot felul de controverse legate de modalitatea în care a fost formulată exprimarea din hotărârea CNSU, soți cu copii, bunici cu copii, evident că s-au escat tot felul de întrebări legitime, cum demonstrăm organelor de control, cine face această selecție, cum a după rămas? Cum ați văzut, nu mai este în hotărârea de guvern, a fost o propunere care a fost aprobată în cadrul CNSU, a avut logică, ei a fost discutată, inclusiv în grupul de suport tehnico-științific, însă, după analiza actelor normative care deja există, Ordinul Ministrului Sănătății în acest sens, s-a considerat că există regulamente suficiente care să fie aplicate pe zona plajei, cu condiția că ele să fie respectate, motiv pentru care nu s-a mai inclus în hotărârea de guvern o prevedere pentru plaje. Dar, bineînțeles, este posibil să se vină cu alte prevederi pentru anumite amplasamente din zona plajelor și din zona litoralului și din alte zone, din alte județe, care să stabilească exact orarul de lucru și care sunt restricțiile și condițiile acolo. La capitolul distanțare, tot pentru clarificare, era inclus la un moment dat inclusiv dansul, ceea ce evident că iar a produs o serie de controverse. Ați eliminat și acea bucată? Nu, acest lucru, dacă ați văzut, se menționează de interacțiune fizică, ce înseamnă inclusiv dansul. Deci în locațiile rămâne care vor avea restricții pe programul lor și, bineînțeles, pe programul de lucru și tot, pot fi puse și astfel de restricții la decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Oricum, dacă vrem să luăm regulile actuale impuse prin ordinele Ministrului Sănătății în comun și cu alți miniștri, dansul în spațiile respective oricum nu este permis. Deci acest lucru n-a fost prevăzut. Faptul că s-a întâmplat și au fost interacțiuni între persoane și în apropiere și tot, asta a fost o chestiune care a fost interpretată că se poate pentru că nu s-a scris clar acest lucru. Când se vor emite hotărârile Comitetului Național pe teritoriile administrative care vor fi limitări în ele, atunci clar că aceste lucruri vor fi clarificate și mai bine pentru cei care intră în spațiile respective. Referitor la articolul prin care se impune acel orar special pentru terase, n-am înțeles foarte bine decizia, este una la nivel național, sau se va aplica de mâine doar la nivelul unor județe? Da, ca să clarific din nou. Decizia se ia de către Comitetul Național, dar se ia pe anumite locuri propuse, nu neapărat pe plan național. Deci dacă într-un județ nu avem probleme, nu avem creștere, nu avem transmitere intensă comunitară, nu aplicăm regula respectivă în județul respectiv. O aplicăm într-un județ în care vedem că este o situație care totuși necesită anumite măsuri de limitare a contactului și de întărire a distanțării fizice. Deci, măsura se ia la nivel de Comitet Național, dar măsura se ia pe anumite zone și nu pe plan național, nu pentru toate județele deodată. La acest moment nici nu avem motiv că să luăm pe toate județele deodată.
În București se va lua această decizie, se impune. Mâine se va decide, nu o să venim acum să spunem care sunt zonele, pentru că urmează să fie propuse către Comitetul Național și după ce sunt aprobate ele de Comitetul Național, atunci vom putea să le anunțăm. Se aplică și pentru evenimentele private, cele care se puteau desfășura pe terase, evenimente organizate cu în mod normal, odată este această măsură, se va aplica la orice eveniment. Se va aplica la absolut toate evenimentele. Da. Și încă o ultimă întrebare, dacă intră de astăzi în vigoare, adică la momentul publicării în Monitor Oficial sau de la 1 august? Asta mâine o să vedeți, pentru că în hotărâre nu este pusă niciodată. Mâine se va stabili pe zonele care urmează, dacă se va propune și se va accepta acest lucru, zonele care se propune intrarea cu anumite măsuri, exact data intrării lor la decizia Comitetului Național. Deci, practic, mâine avem un nou CNSU în care se va... O să fie un CNSU care va decide asta, probabil că discuția va fi online și se va decide acest lucru, după care va fi anunțat. Mulțumesc! Mulțumim, domnule secretar de stat Raed Arafat, pentru prezentare și precizări. O invit acum pe doamna Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale, pentru a vă prezenta, așa cum spuneam, calendarul de dublare a alocațiilor. Guvernul, condus de domnul prim-ministru Ludovic Orban, a decis în această seară dublarea alocațiilor pentru copii conform legii. Mai multe detalii vă prezintă doamna ministru Violeta Alexandru. Mulțumesc frumos! Bună seara tuturor! Sper să vă regăsesc sănătoși. Într-adevăr, în ședința de guvern de astăzi, în prima lectură, am propus proiectul de ordonanță pentru modificarea și completarea articolului 3 din legea 61/1993 privind alocațiile de stat pentru copii. Prin această propunere, guvernul practic dublând alocațiile pentru copii după un calendar care are anumite etape pe care le voi explica în continuare. Prima mărire va fi în luna septembrie, aferentă lunii august. Practic, cei care vor urmări încasările acestei alocații pentru luna august vor vedea în septembrie, după caz, dacă au optat pentru a le primi pe card, vor primi imediat după 8 ale lunii septembrie, iar dacă le primesc în numerar după a doua jumătate a lunii, conform calendarului obișnuit al încasării alocațiilor, urmând să găsească o creștere de care atinge 185 de lei pentru copii între 2 și 18 ani, respectiv de 369 de ani de RON pentru copii între 0 și 2 ani și copii cu dizabilități între 0 și 18 ani. Următoarele etape de creștere vor fi câte două pentru 2021. În prima parte a anului, cuplată în februarie aferentă lunii ianuarie, același procent de 20% pe care îl aplicăm acum în această jumătate de an în care suntem, respectiv o plată în luna august aferentă lunii iulie, tot de 20%. Creșterea va fi similară și în 2022, la începutul anului se va aplica o creștere de 20% și la jumătatea anului, practic în august pentru iulie, același procent de 20%, astfel încât la finalul anului 2022 vom avea, cum spuneam, o creștere a alocațiilor de 300 de RON pentru copii între 2 și 18 ani, respectiv de 600 de RON pentru copii între 0 și 12 ani și pentru copiii cu dizabilități între 0 și 18 ani. Acesta este propunerea pe care am adresat-o cabinetului, o propunere care are în vedere atât dorința legiuitorului și decizia Curții Constituționale pe care o ducem la îndeplinire, cât și posibilitatea pe care bugetul astăzi marcat de această pandemie care a avut un efect direct în economie, o poate susține, respectiv o creștere care să poată fi susținută în bugetele pentru anul viitor și respectiv pentru 2022. Închei spunând că această decizie pe care am luat-o împreună cu colegii mei, cu Ministrul Finanțelor, cu care am avut mai multe discuții privind posibilitățile pe care bugetul le are în acest moment pentru creșterea alocațiilor, respectiv cu Ministrul Justiției, pentru a armoniza decizia Curții Constituționale, legislația, legea votată de Parlament și, bineînțeles, dorința noastră
evidentă de a pune în aplicare legea, pentru că ne dorim ca aceste alocații să fie în creștere și să crească gradual până la dublarea lor. De-alminter, dacă îmi permiteți, domnul Dancă, aș vrea să reamintesc celor care poate n-au fost atenți la acest aspect. Toate măririle de alocații în ultimii ani au fost făcute ca urmare a inițiativelor Partidului Național Liberal și acest lucru este de necontestat. În 2015 alocația s-a dublat de la 42 de RON la 84, în 2019 a crescut de la 84 de RON la 150. Mergem practic pe aceeași linie pe care Partidul Național Liberal a urmat-o în acești ani de creștere alocațiilor pentru copii, copii cu dizabilități, dar și ceilalți copii care au nevoie de această creștere în mod evident. Vă mulțumesc și rămân la dispoziția doamnelor pentru eventuale întrebări. Care este impactul bugetar al acestei creșteri într-o primă tranșă de 20%? Și a doua întrebare, dacă aveți avizul Consiliului Economic și Social și sperați să-l obțineți până vineri, când ar trebui cel mai târziu să luați această decizie, pentru că de la 1, evident, legea își produce efectele. În acest an, estimarea pe care am făcut-o cu ajutorul echipei Ministerului Finanțelor este de 500 de milioane de lei pentru perioada de până la sfârșitul anului. Anul viitor se adaugă sumelor în plată încă 3 miliarde de lei, vorbesc de 2021, iar în 2022 încă 2,8 miliarde de lei. Practic, la sfârșitul anului 2022 vom ajunge la 14 miliarde de lei plată pentru alocațiile din România. Prezentarea de astăzi, dând posibilitatea colegilor mei să intervină cu completări, a fost făcută în primă lectură, urmând ca în cursul zilei de mâine să mă ocup personal pentru a discuta atât în Consiliul Economic Social cât și în Consiliul Legislativ, astfel încât vineri să am toate aceste avize gata și să putem aproba forma finală, funcție de ce recomandări vor avea Consiliul Economic Social, Consiliul Legislativ, după caz. Ați luat în considerare și faptul că această ordonanță de urgență ar putea să fie picată în Parlament? Ați discutat cu Ministrul de Finanțe și dacă există bani pentru dublarea alocațiilor? Eu plec de la premisa că există dorință reală și din partea executivului și din partea Parlamentului de a crește alocațiile în ceea ce ne privește în temeiul celorlalte inițiative de care vă pomeneam, și anume cele două dublări de alocații din ultimii ani au fost făcute de către Partidul Național Liberal, Guvernul Liberal, din care fac parte alături de colegul meu, condus de domnul premier, vine practic în linia tuturor inițiativelor noastre de a crește alocațiile. Sunt convinsă că și Parlamentul are aceeași optică, sunt convinsă că vom găsi susținere în vederea creșterii alocațiilor, pentru că acestea trebuie crescute și sunt convinsă că ne dăm seama, indiferent de unde suntem, unde lucrăm, în executiv sau în Parlament în acest moment. Deci să înțeleg că, pe scurt, nu ați luat în calcul această posibilitate ca ordonanța să pice în Parlament. Eu plec de la premisa că toți avem aceeași înțelegere cu privire la ceea ce poate suporta bugetul în privința creșterii alocațiilor, fără să încălcăm cu nimic decizia Curții Constituționale, și plec de la această premisă apelând la responsabilitatea tuturor celor care astăzi fac politică și care sunt conștienți că, indiferent de declarațiile și de promisiunile făcute, ele trebuie să aibă o susținere bugetară reală În privința încasărilor la buget și, ca atare, dacă sunt necesare argumente în fața parlamentarilor care ar lua în considerare o decizie de respingere, le voi oferi atât eu cât și Ministrul Finanțelor, care a fundamentat această creștere. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Violeta Alexandru, pentru prezentare. În continuare, o să vă prezint un alt act normativ adoptat în ședința de guvern de astăzi, la fel de important, mai ales în ceea ce privește gestiunea fondurilor europene. Așa cum bine știți, România beneficiază de o alocare fără precedent din fonduri europene, atât în cadrul financiar multianual 2021-2027, cât și din cadrul planului de reziliență și de recuperare al Uniunii Europene, o alocare de peste 80 de miliarde de euro, dacă adăugăm și facilitatea programului SURE. Și în acest sens este foarte important ca autoritățile care au competențe în gestionarea fondurilor europene să facă toate demersurile necesare pentru a ne asigura că vom putea beneficia de aceste alocări financiare și că vom
derula proiectele necesare pentru dezvoltarea României într-un ritm rapid în anii următori. În acest sens a fost adoptată o ordonanță de urgență care revoluționează sistemul de gestiune al fondurilor europene în ceea ce privește derularea acestora prin agențiile de dezvoltare regională. Așa cum bine știți, în momentul de față, unul dintre cele mai performante programe operaționale cu fonduri europene, atât în exercițiu financiar 2014-2020, cât și în cel precedent 2007-2013, a fost programul operațional regional, derulat de Ministerul Lucrărilor Publice și Dezvoltării și Administrației prin intermediul agențiilor de dezvoltare regională. Tocmai în lumina acestor rezultate foarte bune în derularea programului operațional regional și la solicitarea beneficiarilor de fonduri europene prin acest program, atât autorități publice cât și beneficiari privați, Ministerul Fondurilor Europene a inițiat un proiect de descentralizare a gestiunii fondurilor europene prin programul operațional regional, respectiv întărind practic atribuțiile și rolul agențiilor de dezvoltare regională. Prin acest proiect de ordonanță de urgență, ADR-urile, cele 8 ADR-uri din regiunile de dezvoltare ale României, capătă atribuții și rol de autorități de management, iar Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației va asigura în continuare coordonarea operațională printr-o structură de specialitate a Ministerului în privința modului de dezvoltare de realizare a proiectelor prin intermediul autorităților regionale, noilor autorități de management regionale. Aceasta este o modificare, o reformă profundă a sistemului de gestionare a fondurilor europene, care permite descentralizarea modului de gestionare a programelor operaționale, facilitarea accesului la nivel local, mai simplu, mai ușor, la nivelul acestor agenții de dezvoltare regională, scurtând practic circuitele care impuneau un traseu care necesita avize la nivel, mai multe avize la nivel central și în același timp păstrează o coordonare operațională prin intermediul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Este o reformă așteptată de mulți ani, care vine în sprijinul solicitărilor făcute de beneficiarii acestor programe, atât autorități publice, cât și beneficiari din zona privată. Acestea au fost principalele acte normative adoptate în ședința de guvern din această seară. Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!